mă uit la mine și nu mă recunosc așa. Am o figură, parcă aș fi într-o reclamă din aia de dulciuri, de prin anii 60. Are un stil, mă rog, scapă numele. Dar nu, hai să o lăsăm baltă. Am să vă spun două vorbe să-ți mai spun. Despre chirurgia bariatrică, care este o soluție extremă în cazurile de obezitate extremă, în care oamenii nu reușesc să slăbească, nu se pot abține de la mâncare, au o foame intensă. Cauzele sunt foarte multe de ce oamenii ajung până la urmă să recurgă la această chirurgie bariatrică. Nu se face în mod curent, părerile sunt împărțite, nu e ceva ușor psihic, nu e așa ușor să te dai pe mâna chirurgului, mai ales când te obișnuiești cu kilogramele tale în plus. Da, eu am să vă spun teorie, găsiți. Eu am să vă spun că zilele trecute, nu o să dau nume, nu o să dau contexte, nu au relevanță. M-am întâlnit cu o persoană pe care nu am recunoscut-o. Ce-i drept? Nu am văzut-o de vreo 3 ani de zile. Ultima oară când am văzut-o, s-a apropiat de 200 de kilograme. Deci era un munte de om. Șuisem așa, asta era greutatea, mă rog, trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Sigur că omul se apropia de 50, cred că începea să aibă probleme cu respirația, gâfâia numai când urca două scări, adică greutatea aia deja dădea simptome. Și uite așa, zilele trecute m-am întâlnit cu omul ăsta care m-a salutat el prima dată. O, bună, ce faci? M-am uitat foarte ciudat pentru că nu l-am recunoscut. Sincer vă spun, mi-am dat seama că doar vocea i-a rămas cunoscută pentru că eu nu l-am mai recunoscut. Era piele și os și cu un aer foarte bolnăvicios. Adică, eu am o deformație profesională. Fiind medic de atâția ani, eu nu prea înțelegeam în primii ani de profesie. Se spunea despre mari doctori, mari profesori în medicină, că pun diagnosticul omului de cum intră pe ușă. E, și ziceam că este un mit. După aceea am văzut profesori care, cum vedea un om, spunea un diagnostic și după 10 zile de investigații ajungeai la același diagnostic și în mintea mea de începător mă gândeam ce e asta? Sunt oameni paranormali, cum depun diagnosticul dintr-o privire? Ei, credeți-mă că după 40 de ani de practică medicală ajungi așa cumva să-ți faci o impresie despre om, poate nu să pui un diagnostic din prima, dar în mintea ta deja există, ăsta e fumător, ăsta e alcoolic, ăsta are o boală cronică, ăsta are diabet, ăsta are pancreatită, ăsta are cancer, mai mult ca sigur, după cum arată. Ei, după ce am schimbat două vorbe cu persoana asta, l-am văzut atât de slab, încât mi-a fost jenă să-l întreb, băi, suferi de o boală, faci citostatice, mai ai mult de trăit, știți? Adică întrebarea mi-a rămas în gât, dar probabil că eu am o figură atât de expresivă care m-a dat de gol și omul a zis, nu-i ce gândești, mi-am făcut chirurgie bariatrică și uite rezultatul la 2 ani. Bine, nu poți să spui omului în față, Doamne, arăți ca o mumie, adică ai trecut în extrema cealaltă. Dar am avut câteva ore timp să-l urmăresc după aceea. Bine, am spus, mă bucur pentru tine, m-ai făcut un act de curaj, cred că te simți mai bine. Mi-a zis, da, mă simt foarte bine, mă simt mai ușor, mă mișc mai ușor, respir mai ușor.
Ceea ce e minunat, nu? Asta dorește toată lumea, să aibă o stare de bine. Dar urmărindu-l, mi-am dat seama că omul arăta cu 20 de ani mai bătrân decât vârsta lui reală, știți? Arăta și dus de spate și faptul că era foarte tras la față, arăta mult mai ridat, părul se albise, fața arăta pământie, adică din, nu știu, analizele de laborator, dar arăta la fel de rău ca atunci când era gras. Știți, când ești foarte obez, sigur, nu arăți teribil de bine, dar când ești foarte tras pământiu, nici atunci nu arăți bine. Și asta vreau să vă spun. Că noi folosim cuvântul de malnutriție atunci când vorbim de copiii din Africa, știți, aia slabi și cu burtă mare. Adică în mintea noastră malnutriția înseamnă doar faptul că nu te alimentezi cu cât trebuie și ai o mulțime de carențe în organism. De fapt, în capitolul de malnutriție, care înseamnă nutriție proastă, grosso modo, asta înseamnă malnutriție. Nutriție rea, știți, dacă o iei din franceză, așa, asta înseamnă te alimentezi rău și când ești obez și când ești foarte slab. Și pornind de la cazul ăsta pe care l-am avut în față, m-am dat seama că omul ăsta nu și-a schimbat foarte mult starea de sănătate. Pe ansamblu, este la fel de bolnav, cred. Doar că a înlocuit bolile date de obezitate cu bolile date de o nutriție foarte deficitară. Pentru că eu l-am întrebat, așa zic, măi, dar poți să mănânci acum? Mănânci? Zice, băi, foarte puțin mănânc. Dacă înainte intra o farfurie plină cu 10 sarmale, acum dacă mănânc o singură sarmăluță, mi-este de ajuns. Nu mai pot să mănânc, dacă o mănânc pe a doua trebuie să o vărs. Și am zis, păi nici asta nu-i bine, pentru că tu nu-ți mai hrănești corpul, na? Tu îl soliciți în alt fel. Deci, ca o concluzie la toată povestea asta, deși în mintea mea, nu știu, uneori visam, zic, oh, ce bine ar fi să-mi pun și eu niște inele pe stomac să nu mi se mai facă foame, am realizat că nici asta nu este soluția aia sănătoasă, da? Este o soluție precum adăugare de zaharin în cafea, știți? Ne amăgim și ne ducem corpul într-un mod la fel de nesănătos. De asta eu sper că niciuna nu va trebui să ajungem să facem astfel de chirurgie și că vom avea înțelepciunea să găsim acea cale în care corpul nostru să fie hrănit și nu îmbuibat. E foarte important să aducem în corpul nostru complexele de tot ce avem nevoie, minerale, vitamine, enzime, fibre și macronutrienții, nu? Proteine, lipide, glucide, de asta nici nu mai este vorba. În cantitățile alea optime, e foarte greu să trăim așa ca ăia care merg pe sârmă, nici pe stânga, nici pe dreapta, dar orice extremă, nu, nu. Deci omul ăsta era slab și mie mi-a fost tare milă de el. Arăta la 50 de ani ca un om de 70. Cârpovit, adus de spate și în general așa nu ți emana un om sănătos, ci un om care mai are o leacă și ajunge în copârșeu.